Strada Ighișului a fost recepționată. Între 2023 și 2024, drumul de legătură dintre Mediaș și satul aparținător Ighișul Nou a fost complet modernizat pe o lungime de aproximativ 6,5 km. Proiectul a presupus reabilitarea străzii Ighișului cu structură din asfalt, realizarea de trotuare și pistă de bicicliști, extinderea sistemului de iluminat public și infrastructură pentru cabluri, zid de sprijin din beton armat și rețea de canalizare pluvială. Recepționăm o componentă a proiectului îmbunătățirea calității vieții, adică strada Ighișului, o stradă care s-a modernizat în totalitate pe o lungime de aproximativ 6,5 km. S-au introdus rețele de cablaj pentru curenții slabi, iluminatul public s-a modernizat, s-a introdus o rețea de canalizare pluvială, s-au modernizat trotuarele, o pistă de biciclete și sistemul rutier și în zonele unde a necesitat s-a introdus și un dren care să absorbă apele de adâncime. Constructorul spune că lucrarea este una de calitate și are o garanție de 5 ani. Totodată, compania care a dus la bun sfârșit aceste lucrări intenționează să participe și la alte licitații pentru obiective din Mediaș. În primul rând doresc să mulțumesc beneficiarul nostru, Primăria Municipiului Mediaș, în oportunitatea de a arăta o lucrare de calitate care s-a modernizat în parametrii tehnici complet din punct de vedere al sistemului rutier. S-au executat inclusiv canalizări pluviare, relocări de rețele de telecomunicații, realizarea unei piste integrale de bicicliști pe o lungime de aproximativ 5 km. Nu în ultimul rând doresc să mulțumesc și bineînțeles și echipei noastre proprii de execuție în vederea finalizării lucrărilor. Vom fi în perioada de garanție în următorii 5 ani de zile. Totodată vor începe alte lucrări contractate cu Primăria Municipiului Mediaș, tot pe acest tronson, în speță podul Ighișului, care va fi complet refăcut. Totodată așteptăm și intenționăm de a participa, bineînțeles, și la alte lucrări scoase de Primăria Municipiului Mediaș. Obiectivul de investiții, reabilitare, modernizare strada Ighișului a făcut parte din proiectul Îmbunătățirea Calității Vieții și a Mediului Urban în Municipiul Mediaș. Valoarea proiectului a fost de 26,5 milioane lei. S-a făcut astăzi recepția unei investiții importante care s-a derulat pe o perioadă de aproximativ 2 ani de zile, aceea a drumului care face legătura între Mediaș și satul aparținător Ighișul Nou. Au participat la această recepție reprezentanții firmei, colegi din primărie, managerul de proiect, dirigintele de șantier și, nu în ultimul rând, reprezentantul ISC Sibiu. Investiția are o garanție de 5 ani de zile, perioadă în care, în cazul în care apar anumite disfuncționalități, firma va interveni pe propria cheltuială pentru a le remedia. Nu pot decât să le mulțumesc tuturor medicinilor care au avut răbdare, care au înțeles că astfel de investiții nu se pot realiza fără disconfort.